Din cauza problemelor financiare prin care trece clubul prahovean, vineri, conducerea de la FC Petrolul a luat decizia de a se despărți pe calea amiabilă de patru dintre cei mai importanți jucători. Astfel s-au reziliat contractele fotbaliștilor. Pablo de Luca, Sebastian Gallegos, Victorașa Stafei și Lucian Filip, patru dintre cei mai buni jucători ai echipei prahovene în sezonul recent încheiat. De departe, cea mai importantă pierdere este cea a lui Pablo de Lucas, fotbalist spaniol a cărui evoluție a fost decisivă în foarte multe dintre meciuri. Jucătorul fusese adus la Ploiești în 2013 de către fostul tehnician al Lupilor, Cosmin Contra. Totodată, un fotbalist care a avut evoluții apreciate de suporteri, mai ales în turul campionatului, este Victorașa Stafei. Pe fondul problemelor financiare, se așteaptă ca în perioada următoare clubul prahovean să se despartă și de alți fotbaliști ale căror salarii nu mai pot fi plătite.